În țara noastră sunt astăzi peste 1 milion de oameni care suferă de boli rare. La nivelul Uniunii Europene există aproape 40 de milioane de pacienți cu astfel de afecțiuni, iar 20% dintre acestea sunt neurologice. Academia Europeană de Neurologie a reunit la Cluj-Napoca experți din străinătate și din țara noastră. Concluzia lor este că țara noastră are mare nevoie de centre de expertiză, unde aceste boli rare să fie tratate, mai ales că numărul pacienților cu boli rare crește de la un an la altul. Germany, there are more expertise centers. În Germania avem mai multe centre de expertiză. Este important să dezvoltăm acest domeniu și să pregătim experți, chiar și aici în România. De asta ne aflăm aici, ca să educăm și să aprofundăm cunoștințele. Numărul este enorm și tot ce putem să facem este să dăm diagnostice cât mai devreme. Am ajuns la concluzia, la această întâlnire, că acest lucru este important pentru fiecare țară, mai ales că acum există tot felul de terapii care trebuiesc aplicate până la degenerarea bolii. În Uniunea Europeană este considerată o boală rară cea care afectează mai puțin de 5 persoane din 10.000. Tratamentul lor este costisitor, iar medicii spun că acesta ar trebui finanțat într-o proporție mai mare de stat, în unele cazuri ajungând și la 10.000 de euro. De regulă, neurologii se implică foarte mult în bolile referitoare la dureri de cap, demență, Parkinson sau atac cerebral, cele mai comune boli neurologice, dar ei trebuie să învețe și să știe inclusiv despre problemele bolilor neurologice rare. În ultimele decade s-a produs o fragilizare și o rupere a legăturii dintre realitate, între realitatea și suferința omului și modul în care, din punct de vedere administrativ, sunt gestionate aceste lucruri. Da. Din foarte multe motive. Probabil pentru că viața noastră este tot mai mult influențată de economic și avem tendința de a calcula totul și fiecare lucru să fie, și există această realitate, există resurse limitate, dar nimic nu este mai prețios decât o viață. Datele specialiștilor arată că în România 9 din 10 bolnavi nu sunt diagnosticați sau sunt diagnosticați greșit, în timp ce doar aproximativ 7500 de pacienți sunt înregistrați și integrați clinic.